Hei, Claudia sunt! Bine v-am regăsit, dragilor! Astăzi lucrăm împreună un snud tricotat. Snud sau guler, cum vreți voi să-i spuneți. Uitați cât de frumos este. Este un croi pe care l-am văzut la Rusoaice. E o doamnă, o prietenă de-a mea virtuală, care m-a rugat să fac un tutorial la un astfel de guler și m-am gândit că poate și vouă v-ar plăcea să lucrați. Aici am lucrat cu lana gold clasic, dar puteți lucra cu orice fir aveți în casă, chiar și firele tip acril sunt de foarte bună calitate în ultima vreme. Bune să țină de cald, să nu înțepe pentru că vine pe lângă gât. Un astfel de guler este perfect dacă avem mai ales dacă avem o haină cu o haină, un palton cu anchior. Deci chiar dacă avem o cămașă, am tras gulerul ăsta, închidem paltonul și suntem acoperiți. El poate fi și desfăcut și pus la gură dacă este ger afară și așa poate fi purtat, dar așa e cel mai la îndemână. Eu sper să vă placă ideea, deci o să vă spun în continuare și cu ce Andrei le-am lucrat. Deci lana gold clasic găsiți la fir de tricotat povești, un fir excelent, se potrivește perfect unui astfel de proiect. Nu e un croi complicat, deci totul se... Deci un astfel de model, deci doar din felul cum lucrăm ochiurile. Deci trebuie să știm să lucrăm ochiuri pe față și ochiuri pe dos. Atât și doar câteva mulțiri vă spun eu la un moment dat, dar croiul se creează din rândurile acestea. Uitați aici, rândurile se formează ca un burduf în partea din spate și se strânge. În partea din față fiind tipul ăsta de elastic, care se reduce treptat, foarte, foarte simplu. Foarte simplu, eu vă voi explica și vă voi arăta pas cu pas. Deci, cu siguranță, n-aveți cum să nu reușiți. Haideți să pornim la lucru cu drag și voie bună, bineînțeles că împreună, nu? Și de ce avem nevoie? Avem nevoie de andrele. Aici am numărul 4. Eu am culesă scurtă, dar nu e obligatoriu culesă scurtă. Pot fi andrele normale. Se pot lucra el ciorapi cu andrele normale. Pentru cine nu știe cum să lucreze, intrați pe YouTube și scrieți ciorapi, șosete lucrate cu două andrele și vedeți exact cum se procedează. Se scoate lesa la jumătatea ochiurilor. Deci se poate lucra. Deci am aici numărul 4 și numărul 5. Vă voi arăta la momentul respectiv când trebuie, când e bine să schimbăm andrelele. Am pregătit aici pe câte ochiuri și cu ce fir să lucrăm. Eu am aici lana gold clasic, pe care bineînțeles că îl găsiți la fir de tricotat povești, dar și la alte fete, care are 240 de metri pe 100 de grame. Deci am andrele numărul 4, un fir aproximativ 250 de metri pe 100 de grame. Acum eu am eu are 240, poate aveți alt tip de fir, un fir pe care îl aveți în casă. Nu trebuie neapărat să, dacă aveți comandați, dar să fie cam de grosimea asta ca să se potrivească la numărul de ochiuri pe care l-am pregătit eu aici. Deci pentru o mărime, deci ne trebuie multiplu de 8 plus 1. Poate vrem să lucrăm pentru un copil, atunci normal că ne trebuie mai puține ochiuri. Dar trebuie să avem multiplu de 8, obligatoriu, plus încă un ochi. Deci pentru măsura S și chiar și pentru un copil merge, adică pentru un copil de 8-9 ani merge măsura asta S, 80 de ochiuri, pentru mărimea M 96, mărimea pentru care îi porni eu aici, pentru că lucrez pentru fiica mea, pentru mărimea el 112 și așa mai departe. Mai adăugați încă 8, de exemplu 128 plus 1 pentru mărimea XL. Da? Deci eu voi porni pe 96 de ochiuri plus încă una, 97. Acesta unul vom reduce, 96, că de aici din ăsta se încheiază modelul. Este important multiplul de 8 plus 1 ca să putem încadra modelul să ne iasă lucrarea corectă. Bun. Dăm deoparte și începem. Vom pune ochiuri simple și voi pune pe andrelele dublate, că se lucrează mai ușor. Deci firul, capătul firului spre noi, undeva vreo 2 metri de fir, ca să fim siguri mai degrabă să ne rămână fir decât să nu ne ajungă. Și așa pun eu ochiurile simple, cu andrelele dublate. Deci am 2, 3... 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10,
până la 97, pun eu, pentru că lucrez pentru mărimea M. Și după ce am pus ochiurile, le-am mai numărat odată ca să fiu sigură că am 96 plus încă 1. Nu l-am pus pe încă 1. Pardon. 97. Așa, 96 le-am numărat. Și acum, pentru că eu voi lucra circular, am tras ușor de ochiuri ca să pot să le aduc pe o parte și pe alta până în capătul andrelor, dar fără să le deformez foarte tare. Firul să fie în partea dreaptă. Și vom începe să lucrăm. Deci am pus ochiul în plus. Uitați. Primul ochi, pur și simplu, îl trec pe andreaua din dreapta. Și următorul ochi de aici îl trag peste el. Da. Și acum ne trebuie marker. Și ăsta va fi ochi pe față. Punem un marker și mai facem încă un ochi pe față. Vom lucra două pe față, două pe dos. Strângem aici bine frumos la început să nu rămână cumva lăbărțat. Deci, următorul ochi pe față. Deci, practic am un ochi pe față în dreapta și unul pe față în stânga. Da? Am două ochiuri pe față aici. Acum, două ochiuri pe dos. Două ochiuri pe față. Deci, timp de 4 cm vom lucra două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos. De jur împrejur. Dacă lucrați cu lesă lungă, scoateți lesa undeva pe aici și aveți grijă să lucrați ochiurile imediat pe lângă, de lângă unde ați scos lesa, să le lucrați strâns ca să nu se vadă. Nu e complicat. Dacă vreți să vă iasă o astfel de frumusețe, lucrați alături de mine și veți vedea cât de ușor se creează pur și simplu din felul cum se lucrează ochiurile. Nu e un croi extraordinar, deși așa pare că e un croi complicat, nu e complicat deloc. Lucrați alături de mine, măcar primele două părți, dar bine, și după aceea este important ca să iasă. Deci, două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos. Ochiul pe dos se lucrează cu firul în față, pentru cine e la început, deci ăsta e ochiul pe dos. Se lucrează mai multe feluri, dar ăsta este modul meu de a lucra. Important e să avem aici o tensiune constantă, adică să nu lucrăm mai larg și mai strâns, ca aspectul general la final să iasă grozav, da? Deci două ochiuri pe dos și două pe față. Continuăm, o să vă arăt și la rândul următor cum se iau ochiurile, pentru că la lucratul circular se răsucesc ochiurile, nu la primul rând, de la rândul 2. Continuăm. Și am ajuns aproape de sfârșitul primului rând, deci am spus că ochiul acela pe care l-am dat unul peste altul este ochi pe față, deci îl lucrăm ochi pe față. Deci avem două pe dos, unul pe față, mutăm markerul, de fiecare dată vom face așa și mai avem încă un ochi pe față. La lucratul circular se întorc ochiurile. Dacă sunteți la început și pare că e greu, să știți că nu e greu deloc. Exercițiu. Deci băgăm pe sub bucla din față, agățăm firul și îl tragem prin ochi. Și am făcut încă un ochi pe față. La ochiul pe dos, aducem firul în față, luăm bucla din spate, vedeți? 1 și al doilea. 2 pe dos. Scuzați-mi zgomotul de pe fundal, am niște vecini, cred că e a doua săptămână, de când bâzâie 8 ore pe zi. Ce or face, nu știu, demolează, cred că placă cu placă, gresie, faianță, habar n-am, nu știu ce fac. Na, face omul treabă în casa lui, asta e, dar iertați-mi zgomotul de pe fundal. Deci, două ochiuri pe față, așa se lucrează, vedeți ce ușor se agață, și două ochiuri pe dos. Unu și încă unu. Ochiuri pe față. Uitați, pe sub bucla din față, tragem ochiul și încă unul. Așa lucram
doi pe față, doi pe dos, circular, firul rămâne, ăsta l-ascundem în lucru, îl voi ascunde după ce voi lucra bentița aceasta, timp de 4 cm, 3-4 cm, depinde cât de înalt vreți voi gulerul. Eu 4 cm voi lucra. Nu știu câte rânduri, vom vedea. Da, lucrat circular, pur și simplu, doi pe față, doi pe dos. V-am spus, respectând tensiunea, încercând și lucrând cu aceeași tensiune, lucrând uniform, ca să ne iasă minunat la final. Deci, de aici înainte, 4 cm, 3-4 cm, cam cât vrem noi înălțimea gulerașului, lucrăm doi pe față, doi pe dos. Păstrând markerul. Și am lucrat, drăguților, în partea întâi, elastic 2 cu 2. Uitați ce frumos vine. Ia să vedem câți centimetri am lucrat eu aici. 4 cm și jumătate chiar. Este suficientă înălțimea unui astfel de guleraș? Bun. De aici încolo, în partea a doua, cum vom proceda? Vom forma niște linii orizontale din ochiuri pe dos. Am oprit rândul acesta cu 3 ochiuri înainte de markerul roșu. Și am mai pregătit 3 markeri colorați aici, vedeți, cu verde și albastru, în sfârșit, diferit de markerul din mijloc, e cel mai bine. Dacă nu aveți markeri de aceștia, faceți cu ață, nu e nicio problemă. Deci cu 3 înainte punem marker, pentru că ne va ajuta foarte mult în lucrul nostru, și facem prima dungă orizontală. Deci 1, 2, 3 ochiuri, uitați, acesta nici nu trebuie să-l răsucim. Mutăm markerul, păstrăm pe acesta de pe mijloc, de altă culoare decât cele de pe lateral, și pe partea asta simetrie. Întotdeauna, cum facem în dreapta, facem și în stânga. Deci, 1, 2, 3 ochiuri, punem marker și continuăm să facem ochiurile în rest, exact așa cum vin. 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos, elasticul exact așa cum l-am lucrat și până acum. Și facem rândul ăsta până la final și încă 2 rânduri, în așa fel încât este evident în dreptul ochiului pe față că avem pe dos, avem 3 rânduri de acestea de 6 ochiuri, da? Să avem 3. Când avem 3, trecem la pasul următor, da? Vă arăt cum se fac dungile. Există o regulă, odată la 3 ochiuri mai adăugăm încă 2 și încă 2. Și asta e tot. Și creează designul și chiar croiul. Deci fără chestii făcute în colțuri, doar făcând modelul. Deci avem 6 ochiuri, acesta este primul rând și mai facem încă 2, făcând ochiurile exact așa cum sunt. Pe acestea 6 le facem doar pe dos, timp de 3 rânduri. 2 le-am făcut și încă 2. Da? Și în partea a doua, vedeți că am 3 exact pe mijloc, unde am markerul, se vede exact, sunt 3 rânduri. 3 rânduri pe dos, 3 șiruri de acestea. Când am venit cu al patrulea rând, deci sunt suficiente 3, la fiecare 3 schimbăm. Trebuie să schimbăm și schimbăm, bineînțeles, cu 2 înainte și cu 2 de după. Și schimbăm ochiurile pe dos, le schimbăm în ochiuri pe față și de fiecare dată procedăm exact la fel. Deci, am 3 rânduri aici evidențiate pe dos, trebuie să adăugăm 2 pe o parte și 2 pe alta. Pun un marker aici cu 2 înainte și schimbăm din ochiuri pe dos, schimbăm pe față. De fiecare dată facem la fel și apoi din față dos. Deci 1, 2, markerul acesta îl dăm deoparte că nu mai avem nevoie de el, că ăsta este important. 3, 4, 5 sunt de data asta, da? 5 pe parte, deci sunt ochiuri pe față. Mutăm markerul din mijloc, îl păstrăm și cum am făcut în dreapta, trebuie să facem și în stânga. Deci avem 1, 2, 3, lăsăm markerul puțin, 4, 5 și acum punem markerul. Da? Deci avem cele 3 rânduri pe care abia le-am făcut, 3 rânduri evidențiate și încă un rând cu ochiuri pe față. Dar de fiecare dată, deci la fiecare etapă, la fiecare pas,
adăugăm câte două, câte două. Două pe o parte, două pe cealaltă data viitoare. Și le vom face, deci acum trebuie să facem trei rânduri, doar rânduri unde aici vedem, să avem trei rânduri aici pe față. Deci avem un rând și încă două. Cel mai ușor se văd, deci odată se văd pe față, odată se văd pe dos. Uitați, avem un prim șir de această evidenție, trebuie să avem trei. La al patrulea schimbăm, mai adăugăm încă două pe parte, încă două pe cealaltă. Da? Bine, vedeți că este foarte, foarte simplu. În rest, restul ochiurilor le lucrăm, două ochiuri pe dos, două ochiuri pe față. Asta este tot. Tot în prima parte, haideți că vă voi mai arăta măcar încă o dată. Deci, la fiecare trei rânduri mai adăugăm câte două, câte două și schimbăm sensul ochiurilor de aici. Deci se formează, uitați, e primul șir orizontal de ochiuri de acestea pe dos. Acum, ochiurile pe față se formează ca un acordeon, așa, ca un burduf. Veți vedea. După aceea se formează, deci după ce facem rândurile astea pe față, apoi urmează următoarea dungă orizontală și facem lucrul ăsta până lucrăm jumătate din ochiuri. Deci eu am 96, împărțit la 2, fac 48. Deci până avem 48 de ochiuri, toate pe dos, pe mijloc aici, între markerii albaștri. Chiar dacă sunt diferite nuanțele, nu contează. Da? Până la când avem jumătate din ochiuri. De acolo schimbăm puțin. Da? Haideți că vă mai arăt o dată. Continuăm. Cu încă două rânduri. Deci terminăm rândul ăsta și încă două rânduri. Ochiurile exact așa cum sunt. Deci trebuie să răsucite, făcute ochiuri pe față între markeri de data asta. Am avut trei rânduri cu ochiuri pe dos între markeri. Acum trei rânduri cu ochiuri pe față. Ăsta este primul, ducem până la capăt cu două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos, două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos, iar peste dintre markeri le facem doar pe față. Este foarte simplu. Lucrați alături de mine. Și am lucrat cele trei rânduri. Se văd și pe față, dar cel mai ușor se văd pe dos, că se văd cele trei rânduri evidențiate. Și la al patrulea rând, bineînțeles, exact cum am făcut anterior, amânăm markerul cu două ochiuri în partea aceasta și cu două ochiuri în partea astălaltă. Bineînțeles, de obicei, de fiecare dată, ochiurile de pe mijloc se transformă exact în ochiurile cu care amânăm. Deci ochiuri pe dos. Pentru că odată am făcut pe dos, apoi am făcut trei ochiuri pe față, aici pe mijloc, acum vom face pe dos, dar adăugând câte două ochiuri pe parte și pe cealaltă. Și cel mai simplu este așa, având marker la îndemână, deci fiind cu două ochiuri mai încoace, deci punem markerul, vezi că sunt ochiuri pe dos, când trebuie răsucit, răsucim, da? Trebuie să răsucite ochiurile. Acum pe acesta îl dăm deoparte și continuăm. Toate ochiurile din mijloc se formează dungi, orizontale. Vedeți că acestea nu mai trebuie să răsucite, doar la rândul ăsta, că la rândul următor. Deci mutăm markerul de pe mijloc și continuăm și pe partea asta. Au fost 5, acum avem 7. Deci 3, 4, 5 și încă 2. 7. Am mâncat șorici și sughiț, iertați-mă. Și continuăm cu două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos în continuare. Deci două pe față, două pe dos, exact cum am lucrat și până acum. Și cum v-am spus, aici e de fapt spatele snudului, se va forma ca un acordeon, așa. Deci dungi orizontale. Următoarea, deci facem trei rânduri, când vedem trei șiruri așa, uitați că trei se văd și pe partea asta, cum trei se văd și aici. Facem trei rânduri, deci pe mijloc, doar aici este important că aici schimbăm și față de asta ne raportăm. Deci avem trei șiruri de acestea evidențiate, trei rânduri în care între marker facem ochiuri pe dos, în rest ochiurile lucrăm exact cum am lucrat și până acum și apoi data următoare adăugăm încă o dată. Deci după trei rânduri, în al patrulea, adăugăm
două de aici și două de aici. Și mutăm markerii, bineînțeles, și vor fi ochiuri pe față, trei rânduri. Facem trei rânduri cu ochiuri pe față, între markeri, mutând markerii exact aici unde vă arăt. Apoi, în al patrulea rând, deci după ce am făcut cele trei rânduri și sunt evidente, adăugăm încă două pe o parte și două pe partea astralaltă și toate ochiurile între markeri vor fi exact cum sunt ochiurile de început, ochiuri pe dos și se formează încă o dungă orizontală și facem așa până între markeri vom avea jumătate din numărul ochiurilor pe care le avem aici. Acum depinde că dacă începem cu 80, când avem 40 am ajuns la jumătate, dacă începem cu 96 cum am început eu, când avem 48 suntem la jumătate. Dacă începem cu 112 ochiuri, atunci avem 56 pe o parte, 56 de ochiuri de acestea pe mijloc. Deci când ajungem la rândul în care avem jumătate, acolo trecem la etapa următoare și vă voi explica în partea a treia. Până atunci, odată la trei rânduri, adăugăm câte două ochiuri, exact cum v-am arătat aici. Deci, două pe parte, două pe cealaltă, este foarte, foarte simplu. Nu aveți cum să nu înțelegeți ce vreau să spun. Deci, facem trei rânduri exact așa cum sunt, deci cu ochiurile de pe, între markerii aceștia verzi, albaștri, ochiurile exact cum le-am început, deci să avem trei. Deci, avem trei, vedeți, pe dos, pe mijloc, apoi trei rânduri pe față, acum vom avea trei de aceștia pe dos. Apoi vor fi trei pe față, dar adăugând încă câte două ochiuri pe o parte și pe cealaltă. Și dungile acestea orizontale vor fi din ce în ce mai mari. Dacă adăugăm, deci la început e atât, apoi următoarea dată un pic mai mare, apoi următoarea oară mai mare. Deci, da, dungile acestea se vor mări. Odată la trei rânduri, vedeți că primul a fost de aici până aici, al doilea de ochiuri pe față, cu încă două pe o parte și pe cealaltă, apoi acum încă două pe o parte și pe cealaltă cu ochiuri pe dos. Am explicat în toate modurile, eu sper că s-a înțeles. Continuăm până avem, când trecem la rândul în care avem jumătate, în cazul meu 48 de ochiuri de acestea și cred că pe dos se nimerește să fie, atunci trebuie să schimbăm mandrelele și trebuie să mai facem ceva în plus. Continuăm.